Nici weekendul care a trecut nu a fost lipsit de evenimente neplăcute. Un bărbat de 65 de ani din Giurgiu și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul tractorului pe care îl conducea. Incidentul s-a produs sâmbătă în jurul prânzului pe strada Valea Mare din localitatea Stănești. Un bărbat de 65 de ani din municipiul Giurgiu, în timp ce conducea tractorul, tractând două remorci încărcate cu cereale, respectiv cu grâu, drumul fiind în pantă, din cauza neatenției a frânat, timp în care cele două remorci au intrat în balans, iar conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției tractorului și s-a răsturnat pe partea carosabilă. Din accident a rezultat decesul conducătorului auto, care a fost încarcerat sub cabina tractorului, precum și rănirea ușoară a unui pasager, un bărbat în vârstă de 67 de ani din localitate. Un alt bărbat în vârstă de 30 de ani din comuna Călugăreni și-a pierdut viața în dimineața zilei de astăzi într-un accident rutier pe DN5. Odată cu el, alte trei persoane care se aflau în mașină au fost rănite. Totul din cauza unui tânăr de 24 de ani din comuna Daia, care s-a urcat la volan fără a deține permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice. În dimineața zilei de 27 iulie, în jurul orei 4:30, pe drumul național 5, în localitatea Călugăreni, un tânăr de 24 de ani din comuna Daia, județul Giurgiu, în timp ce conducea autoturismul din direcția Giurgiu către București, fără a poseda permis de conducere, pe fondul consumului de alcool a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu o autoutilitară staționată în afara părții carosabile. În ambele cazuri, polițiștii biroului rutier de la Poliția Municipiului Giurgiu au deschis în cauză dosare penale în care efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.